În ultimele zile, spitalele din Gorj au fost luate cu asalt de peste 1000 de oameni care acuzau simptomele virozelor respiratorii. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj spun că cei mai predispuși la îmbolnăvire sunt copiii cu vârste între 5 și 19 ani. În zona de am înregistrat 1039 de cazuri de viroze, dintre acestea cele mai multe la copii. Practic, la grupa de vârstă 5-19 ani avem 315 cazuri. Ei sunt cei care merg în colectivități și aici apare și îmbolnăvirea mult mai ușoară. Și am avut 54 de internări datorită virozelor. Pneumonia am avut 745, din nou copiii au fost cei mai afectați. Virozele respiratorii și pneumoniile sunt considerate bolile sezonului rece. Pentru a nu ajunge pe patul de spital, specialiștii dau sfaturi utile. În primul rând ne protejăm hrănindu-ne și alimentându-ne corespunzător. Consumăm foarte multe legume și fructe pentru că avem nevoie de foarte multe vitamine să ne întărim imunitatea, să evităm aglomerațiile, persoanele care sunt bolnave din jurul nostru și, bineînțeles, evităm expunerea la frig, la umiditate pe o perioadă mai mare de timp. Doctorii avertizează oamenii să nu se trateze după ureche și să apeleze la un medic specialist pentru a evita alte complicații.